Ia, dă-i bilețelul numărul 2. Bilețelul numărul 2. 3, 2, 1, tu. A, ce drăguț. Hai, mă. 3, 2, 2, 1, tu. A, și mai departe, cum erau versurile alea? Hai, mă, mi-am uitat propriile versuri. Este, mă, băi, deci... Propriul refren l-am uitat. Un pic m-am gândit, băi, o să scriu 3, 2, 1, 2. N-ai decât să o arzi la greu. Așa. Să dai petreceri în sufletul meu. Mai departe. Nu ai de cât să o arzi la greu. Așa. Asta este partea. Am avut un pic de emoții, îmi pare rău. Half of my heart is in Havana, oh, na-na. Băi, acum, Ana, ce să facă? Piesa a fost mai devreme. Știi ce ciudă mi-a fost? Eu ți-am zâmbit că m-ai întrebat. A, mișto piesa, ce? Și am zis, acum, Ana. Am simțit eu ceva acolo. Ați pregătit. Și mai departe, versurile sunt... La, 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 Havana, o, na, na. Așa le știm toți. Da, scuze, dar chiar e la, 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 la. Adică mai mult nu înțeleg nimic. Dar e faină piesa. Dar e catchy. Nu, faină catchy. E foarte catchy. Este catchy, într-adevăr. Ia, dă-i repede cu câte bilețele mai e. Dar cumva încă ține, încă mă mai ține. Tu acasă la noi, eu aici printre voi. Scriu versuri despre noi. Bine, mă, că pe a ta n-ai știut-o, dar bolnavi amândoi. Ai suflat-o așa, ca la bac din prima. Irinoșca, o iubesc, ce ai? Irinoșca noastră tot acolo, asta și ea, când a fost victimă, bară la bară. Și ce? Ches X în drum, M, Migna. Ia, 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 zi, zi, zi. Nu ți-a zis nimic finalul? O auzi toată ziua. Deci îți dau eu indiciu. O auzi toată stai, ziua. Stai, 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 stai. Știu, 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 știu. Migena. Aia... Asta, mă! Așa. Așa, da. Și cu asta am terminat rapid, rapid, rapid de tot challenge-ul nostru. Cum să nu o recunoști, mă, pe Migena? E piesa pe care toată lumea nu o place, dar toată lumea ascultă. Toată lumea zice, ce, mă, aia, mă, neau, aia. Ia mai pune o dată Migena. Așa, la mișto. La Caterinca, exact. La Caterinca. Cred că suntem și live pe Facebook în momentul ăsta, pe contul Radio Impuls România. Am făcut mare story pe Instagram-ul Radio Impuls. Să zici tu ce proiecte, chestii, treburi noi necoci. Ce mai ai în rol? Da, uite, o să mai lansez o piesă pe canalul de YouTube. Fanii deja o știu. Așa. Am cântat-o live, am și postat-o pe canalul Global Records. O să fie, e vorba despre Ani Lumină. Așa. O să o lansăm, cred că la începutul verii. Eu așa mă gândesc. Vreau un pic să respiri Mr. Tort, piesa care am lansat-o la alte. Am vrut să te întreb, cum prinde Mr. Tort? Bă, nu știu cum prinde. Eu nu m-am uitat, nu am lansat-o să mă uit cum prinde anume piesa asta. Pentru că unele chiar țin pumnii și chiar vreau, am emoții când îl lansez. Dar Mr. Tort e o piesă care chiar îmi place din tot sufletul și nu mă interesează feedback-ul. Am lansat-o, pur și simplu am pus-o pentru sufletul meu acolo să fie. Și celor cărora o să le placă această piesă. Păi cum să nu le placă, mă, le când place? Când nu le placă... Eu am aici în față, ai. Uite, am deschis-o pe YouTube, numai că nu știu eu să citesc atâta cârd de număr de vizualizări, dar a făcut ceva în două zile, dacă zici că e doar și hashtag de cât de două zile pusă, prinde bine. Oricum, eu sunt curios câte dume cu cireșe ți-ai luat după ce ai scos piesa. Ah, mult, mult. Băi, într-o zi am luat și eu o listă și am atâtea de multe glume cu cireșe și atâta timp au unii oameni liber încât a rămas șocat. Denis, să rămână că te-ai oprit pe la noi ca de fiecare dată când vii prin Cluj. Întotdeauna plăcere să trec la voi, știi? De seară s-ar putea să ne vedem, dăm din casă sau... Cum îți permite ție programul? Că tu mergi la concert și după aia ți-ai pus și tu ca și aia guest. Plecăm să mâncăm, că am mâncat azi doar o dată și sunt așa un pic... Super. Trebuia să-mi iau eu ca prima dată când ne-am văzut Whiskas. Ar fi fost de folos. Mr. Tort, ți-au de pe impuls acum. Denis The Mountain s-a oprit. Îi vedeți în Piața Unirii, în centrul Clujului.